Adevărat, e inițiat înainte de a se naște. Adică, și îl susțin energetic sufletele, zic cum vrei, îngerii, păzitori, bestiuțele, pământul, neantul, universul extraterestrial și terestrial, îl e susținut copilul de micuț, da? Deci eu sunt susținută de înainte de a mă naște. Și sunt mag. Trebuie să recunoști cine ești, altfel nu mergi mai departe. Știi ce zic? Și de aia am dreptul să am învățăcei. 1, 2, nu contează. Dacă nu am învățăcei, merg eu mai departe și mă dezvolt într-o direcție sau alta eu. Eu pe eu. Să înțelegi unde ești. Da, la toamnă, am înțeles ce ai zis, la toamnă iar o să iau copilași drăgălași, să-i învăț, să-i măgesc. Bun. Inițierea am primit-o înainte de a mă naște, nu se pune problema. Când ești mag, mag adevărat, nu te zbați pentru inima ta, pentru sufletul tău, pentru tine, nu te zbați. Și nu îți faci ție viața mai bună sau mai nebună, da? Ci e varianta Reiki. Simți, intri în situația altora, dar e prin tine cumva trece. Adevăratul mag. Adică să înțelegi cine ești, pe unde ești și dacă simți așa ceva. E? Dacă e un fel de te gândești la fundul tău, să nu ia foc, da, dar cumva prin prisma altuia. Adică ce înseamnă totul prin comparație? Să nu te compari cu nimeni, să nu, da? Ei, totul prin comparație în sensul ăsta. Tu ești energia pură care prin corpul ăsta minunat, eu intru și după aia păpușăresc lumea în sensul frumos, în sensul adevărat, adecvat, sănătos, rezolvând, nu ajutând, că nu, lumea nu e handicapată să o ajuți, că se descurcă singură, dar rezolvând situațiile care mă privesc, mă deranjează ca și cum e pământul pe care îl văd, cum ar trebui să fie sau cum a fost amintirile care mă iubesc. Bun. Referitor la culoarea roșie, da. S-a răsturnat noi doi. Cu cine rezonează. Da? Pentru noi, pentru noi. Eu pentru noi o să fac, zise ea, el. Eu pentru noi. Eu doar la noi mă gândesc, da? Ei, s-a răsturnat varianta noi. Varianta noi, nou. Da? De la nou. Noi. Sau ioni... Nu ioni, nume românesc, nu. Ioni, energia fizică, cuantică, da? Atomi, molecule, tădădâm, tădădâm. Băbește, lămuresc, tu descurcă-te. S-a răsturnat așa ceva. Regina de sceptru e răsturnată, cu culoarea roșie cu tot. Culoarea roșie e eror. Aveți aminte filmul Lista lui Schindler? Sau? Da. Filmul alb-negru și la un moment dat apare o fetiță în roșu. Eroare. Adică softul dă eroare. De ce e nevoie de așa ceva? E nevoie să se transforme lucrurile. Da? Și da, e minunat că ai zis, îmi place culoarea roșie. Știi? Nu ți-a fost, ai avut coaie, ai avut curaj și ai zis, da, s-a schimbat shift-ul imediat. Ai zis, domnule, îmi place culoarea roșie. Mă prinde bine, da? Începe să-ți placă eroarea.
greșeala trebuie să-ți placă ca să o transformi ca mag. Da? Acum înțelegi pe unde ești și ce faci, și ce trebuie să faci. Da, și lumea s-a trezit din senin că... Da, soarele. S-a trezit că se credea profesoare și nu e. N-a fost niciodată. Da? Are mult de învățat. Câmpul tău energetic. Am eu energetic. Pentru că știu cine sunt. Dacă rezonează cu tine și știi cine ești, drum bun. Dacă nu știi cine ești, nu-i problemă. Afli. Și poți să-i uimești pe cei din jur cu ceea ce ai aflat despre tine. Înțelegi? Da, trei de spade răsturnate. Nu mai ai treabă. Nu e despre tine. 8 de monede e despre tine. Și acum ce se întâmplă? Nebunul răsturnat, magul răsturnat. Dar dacă e în oglinzi, magul e nebunul, nebunul e mag. E off și on, e pornit și oprit, e... anulat și e început. Să înțelegi cam pe unde ești. Adică clipă de clipă accepți transformările, accepți moartea în vizită, moartea vine și zice un pahar de apă, te rog. N-are treabă cu tine, înțelegi? Altă dată, da? S-a întâmplat ce s-a întâmplat, a plecat. Moartea a intrat în vizită, da? Ca și stare de spirit. Ca și, oh my God, cine știe, da? Căzută pe jos și așa, energetic, suptă tot din tine, energetic, tras din tine tot. A intrat moartea. O cafea, ceva, o bucățică de pâine cu ceva, repede, repede, a plecat, n-ai apucat să-i faci sandwich-ul, să te împarți cu ce. N-are treabă cu tine. E cam bancul ăla, da. Repede până nu începe. Da? Repede până nu începe. Gata, a început. Magul. Magul e roșu? Da. Tu ești de roșu? E roșu. Da, iarăși am simțit. Da. E minunat ce faci, e super bun de ești, că ești profesore, că ești învățăcel, învățăcică, nu contează, știi unde ești, știi cine ești, vezi de treabă și e o viață minunată pe care o duci și o ai. Bun, da, asta vreau să văd. Te scalzi în energiile îndrăgostiților, îndrăgostite, de plăcere, da? Da, acolo ești, distrează-te.